Zisa Domnul către ucenicii săi, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că eu v-am spus că mă duc, dar voi veni la voi. De m-ați iubit, v-ați bucurat că v-am spus vouă, mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl meu este mai mare decât mine. Și v-am spus vouă acestea mai înainte de a se împlini, ca să credeți când se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi. El nu are nimic în mine, dar lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl, precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă să mergem de aici, eu sunt adevărata tulpină, fiți și Tatăl meu este lucrătorul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, pentru ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine însăși dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa nici voi dacă nu veți rămâne în mine. Eu sunt tulpina viței, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Dacă vreunul rămâne în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare, care s-a uscat și pe care o adună lumea, o aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și se va da vouă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zisa Domnul, eu sunt adevărata tulpina viței și Tatăl meu este lucrătorul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El o taie. Pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, pentru ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți într-un mine și eu rămân în voi. Fără de mine nu puteți face nimic, spus a Domnului. Iubiți credincioși, taina iubirii dumnezeiești nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Dar pentru măsura omenească, Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit în pilde, a vorbit pe înțelesul fiecărui om, ca fiecare să poată să priceapă esența lucrurilor, că Dumnezeu este unul, că este în trăime slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că Dumnezeu este iubire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, persoanele Sfintei Treimi sunt o iubire desăvârșită, că această iubire o dăruiește Domnul Dumnezeu îngerilor, puterilor cerești, oamenilor și care vărsare peste tot universul creat de El. Iar această iubire, mis credincioși, trebuie să primească un răspuns din partea creaturilor, din partea îngerilor și a oamenilor. De aceea Domnul spune clar, acest răspuns nu poate fi dat decât dacă rămâneți în legătură cu mine și primineți, rămâneți în comuniune cu Tatăl și cu Duhul. Și ca să priceapă, le-a spus așa: eu sunt vița, voi sunteți mlădiță. Eu sunt de viță nobilă, voi sunteți o viță sălbăticită, o mlădiță sălbăticită, care s-a altoit prin credință în Iisus Hristos, în comuniune cu vița cea nobilă, adevărată. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, rădăcina fiind Tatăl, tulpina fiind Duhul și seva care merge prin această tulpină este Duhul Sfânt. Și tulpina și seva pleacă din rădăcină, pentru că din veșnicie rădăcina Tatăl
naște pe Fiul și procede pe Duhul Sfânt. Altoirea noastră în această viță ca mărdițe se face la pogorârea Duhului Sfânt. La pogorârea Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli, iar aceștia devin mădulare ale lui Hristos. Fără de Duhul nu puteau să fie mădulare și în legătură cu capul. Iar ei, apostolii, mergând în lume, au împânzit această credință și această viță pe toată suprafața Pământului, întemeind biserici locale, sfințind și hirotonisind episcopi, prin episcopi s-au mai sfințit preoți și apoi s-au sfințit tainele și acolo episcopii credincioși în fiecare loc, iată că s-au botezat creștini și creștinii prin botez s-au altuit ca niște mlădițe în viță și această viță s-a împânzit pe toată piața Pământului. De aceea Hiereul spune: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sărit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. A sărit-o dreapta ta, Iisus Hristos, desăvârșește-o pe ea prin Duhul Sfânt și sfințește-i pe toți și păstrează-i pe toți în viță ca să aducă roadă. Mlădița, iubiți credincioși, și vița care aduce roadă, este curățată, este primenită, este tăiată, este supusă unei suferințe în aparență unei cruci ca să se înmulțească și să aducă roadă multă. Iar dacă nu aduce roadă, se taie pentru că este uscată, pentru că nu are Duhul Sfânt și se aruncă în foc. De aceea noi avem o misiune, să rămânem în viță ca niște mlădițe vii. Ca să rămânem în această viță, iubiți credincioși, trebuie să rămânem în credința cea adevărată. În credința cea adevărată să rămânem, în biserica cea adevărată, biserica ortodoxă să rămânem, în învățătura Mântuitorului Iisus Hristos transmisă prin apostoli și statornicită prin sinoadele ecumenice de Sfinții Părinți cu puterea Duhului Sfânt, aici să rămânem și să ne străduim așa cum putem fiecare dintre noi să rămânem în pocăință. Pocăința este cea care, în modul cel mai curat, mai autentic, mai bineînțeles, este cea care ne păstrează într-o legătură nesfârșită cu Dumnezeu și noi între noi. Pocăința este înțelesă greșit de multe ori ca o îmbrobodire, ca o prosteală, ca o întoarcere, iubiți credincioși, într-un mod depersonalizat în noi înșiși. Dar nu e adevărat. Pocăința înseamnă să vezi lucid tot ce ai greșit, să-ți pară rău într-un mod echilibrat, să conștientizezi starea în care ești, să te raportezi prin smerita cugetare așa cum trebuie la adevăratele valori lăsate de Dumnezeu, la Dumnezeu, la tine și la aproapele și la creație, să ai această stare de vedere lucidă, pentru că cu cât te pocăiești, cu atât ești mai echilibrat, mai armonios, mai lucid și mai stăpân pe tine însuți, în pocăința aceasta care în continuu devine mai transparentă și mai lucidă, iar pocăința ca și faptă constă în faptele contrarii făcute împotriva păcatelor și dereglărilor și devierilor care le-au făcut în trecut, fapte care le facem în prezent și prin pocăință curățăm trecutul, trăim prezentul într-o stare plenară și pregătim viitorul într-un mod cât mai sigur, un viitor cu Dumnezeu, pentru că fără de mine nu puteți face nimic. A fi în pocăință înseamnă a pulsa în continuu în inima ta legătura maximă ca mlădiță în viță. Și atunci Domnul spune, fără de mine nu puteți face nimic. Dar le spune aici apostolilor, acum voi sunteți curați. Pentru cuvântul pe care l-am spus, voi sunteți curați. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine însăși, dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa nici voi, dacă nu veți rămâne întru mine. Eu sunt tulpina viței și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Pentru cuvântul pe care eu vi l-am spus vouă, voi toți sunteți curați. Adică cuvântul hrănește,
Cuvântul luminează, pentru că eu sunt Fiul și Cuvântul și Lumina Lumii. Și nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este la Dumnezeu. Deci cuvântul dumnezeiesc luminează și hrănește și curăță și primenește. Pentru cuvântul pe care eu l-am spus, voi sunteți curat. Amintiți-vă de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos era în pustiu și Satan arunca săgeți demonice. Nu răspundea cu cuvinte de la el, chiar dacă ar fi avut puterea să îl arunce într-o clipă, ci ca să ne dea nouă pildă, răspundea cu cuvinte din Scripturi, din Scripturi. Scris este. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Scris este. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu cuvântul care este la Dumnezeu. Scris este. Și aducea credincioși din Scripturi. De aceea, pentru cuvântul meu, voi toți sunteți curați. Deci, iubiți credincioși, unde este cuvântul Mântuitorului? În Evanghelia Lui. Unde este Evanghelia Lui? În Sfânta Scriptură. În Vechiul și Noul Testament găsim cuvântul Lui Dumnezeu, cu atât mai accentuat în Evanghelie, în Noul Testament. De aceea, mereu am insistat și am conștientizat ca fiecare om creștin ortodox în fiecare zi să citească măcar un verset, dacă nu poate, un capitol din Noul Testament, ca să rămână curat pentru cuvântul Dumnezeu. Să citească măcar un psalm, dacă nu poate, o catismă din Psaltire, ca să se hrănească și să se lumineze. Și insistăm, biscredincioși, în condițiile în care mintea omenească este bombardată cu informații de tot soiul, ca să rămână o minte curată și echilibrată, mai ales copiii care sunt nevinovați. Să aibă fiecare copil pe biroul lui, în camera lui, într-un loc al lui, în biblioteca lui, să aibă fiecare copil Noul Testament, Psalmul, iubiți credincioși. Și mă bucur că această lucrare a dat rod, pentru că de ani de zile împărțim cum putem copiilor și adulților Psaltiri și Noul Testament. A dat roadă pentru că nu este o laudă în zeci de spitale. S-au dat zeci de mii de psaltiri ca să stea psaltirea la capul omului și în situații de boală, de suferință, să citească un psalm, să citească din Noul Testament, ca să se curățească și să se lumineze și să hrănească. Iar copiilor, cu ajutorul vostru, s-a dăruit câte un Nou Testament. Și am bucuria când primesc seara câte un mesaj de la copii care se străduiesc și ei sunt conștiincioși și trimit un mesaj cu capitolul 10 din Evanghelie. Capitolul 12, la Faptele Apostolilor. Câte un verset din Psalm. Și aceste picături adunate, credincioși, sunt scutul lor pentru forțele întunericului. Este altoirea lor prin cuvânt ca mlădițe în viță. Este o hrană nepieritoare care vor merge atât în lume cât și în Împărăția Cerurilor. De aceea, să facă fiecare efortul ca nu cumva să rămână copil fără de Evanghelia lui Hristos. Și atunci, mergând și întorcându-ne la cuvântul Evangheliei, trebuie să pricepem alt cuvânt, altă adâncime a cuvântului. Dacă o viță este săpată, nu e de ajuns. Ea trebuie să crească pe verticală, pe coordonata aceasta verticală atunci, și ea trebuie să fie înălțată pe un stâlp, pe un șpalier, și înălțarea aceasta pe verticală îi dă dimensiunea înălțimii. Dar ea trebuie să fie întinsă pe orizontală, pe sârme, credincioși, ca să se lărgească dimensiunea orizontală a crucii. Dar crucea, dacă are verticala și dacă are orizontala, nu este de ajuns. Nu orice cruce care are aceste două dimensiuni, verticala și orizontala, este Sfânta Cruce. O să vedeți tot soiul de cruci care le poartă creștinii, dar nu este Sfânta Cruce. Pentru că vița care n-aduce roadă nu este de la Dumnezeu. Și care este roada crucii, viți credincioși? Care este roada unei vițe? Este strugurile. Dacă nu se ajunge la acest final al strugurilor, care să fie copt și să fie gustos și să fie bun de mâncat, care dă hrană, dă viață, dă putere, toată osteneala de a pune o viță, de a o săpa, de a o îngriji, de a o înălța, de a o lega, n-are niciun rost. Se taie, se aruncă în foc. Pentru că la final se uită
Dacă a adus roadă sau nu a adus roadă. Dacă pe această cruce, vezi că din cioș nu este roada, adică pomul, dacă nu este roada, adică struburile vieții, Iisus Hristos, îl vedeți aici pe Sfânta Cruce, este o cruce ca toate celelalte. Poate să fie și crucea tâlharilor, pentru că erau tâlhari pe cruce, dar nu erau Hristos. Dar aici vedem numele lui Hristos, avem chipul lui Hristos, avem toate care îl arată pe Hristos. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să avem discernământul că nu orice cruce este Sfânta Cruce, nu orice viță sau mlădiță este bună, ci poate să fie sălbatică, chiar o otrăvitoare, uscată și se aruncă în foc. Nu orice cuvânt curăță, ci cuvântul lui Dumnezeu autentic lăsat de la Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că mulți vor zice Doamne, Doamne, dar nu vor intra în curăția cerurilor. Și trebuie să vedem dacă această viță, această mlădiță, are succesiunea apostolică să vină ca rădăcină până la Mântuitorul Iisus Hristos, că fără de mine nu puteți face nimic. Papistașii vorbesc de Iisus Hristos, despre Sfânta Cruce, despre taine, despre Maica Domnului. Au elemente din învățătura creștină. Au pierdut adevărul, au pierdut altoirea, au pierdut succesiunea apostolică. Nu mai curge harul și seva Duhul Sfânt, pentru că toate păcatele se vor ierta, dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta în viață. Și cine se leapădă de Duhul Sfânt devine eretic și se taie și se aruncă în foc și se păstrează forma în papism. Și multe lucruri exterioare nu au harul, n-au adevărul, nu au pe Sfânta Masă, pe Iisus Hristos Euharistic, nu au pe Dumnezeu, Iisus Credincioși și pe Sfintele Taine. Spune clar și răspicat să se trezească lumea. Nu sunt mlădițe în viță. Nu sunt în succesiunea învățăturii bisericii. S-au despărțit prin schismă și erezie și toate celelalte schisme și erezii se taie și se aruncă în foc. Protestantism, neoprotestantism și toate celelalte denominațiuni creștine, nu mai zic de celelalte religii, care vor să se unească și să spună avem aceeași rădăcină pe Dumnezeu ca Tată. Nu! Nu-L aveți pe Dumnezeu ca Tată și nici nu sunteți mlădițe în viță, pentru că nu-L iubiți și nu-L respectați pe Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu din veșnicie. Și cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. Cine nu cinstește pe Fiul așa cum s-a revelat El nouă, după învățătura Lui, și vine cu vreo erezie legată de Fiul, de Duhul Sfânt, de Tatăl sau de Sfânta Trăime și nu este în învățătura credinței, în crezul ortodox lăsat de Sfinții Părinți, nu este mlădiță în viță și se taie și se aruncă în foc. Este pericol al ereziei și al schismei, iubiți credincioși, și să nu te mântuiești. Dar mai există un pericol în interiorul bisericii. Odată, prin blestematul ecumenism, blestemat pentru că este erezia tuturor ereziilor din toate timpurile, care vrea prin teoria ramurilor să spună așa, că fiecare dintre toate acestea care le-am amintit, papism, protestantism, teoprotestantism, adică prin ecumenism interconfesional, fiecare păstrează o distanță mai mare sau mai mică de rădăcină, dar curge sema și adevăr și este o minciună. Și apoi, prin ecumenismul interreligios, spune că și alte religii sunt în acest copac prin teoria ramurilor și apoi toate acestea se vor uni la momentul potrivit într-o iubire și o toleranță nebună și toți sunteți altoiți în viță. Nu, iubiți credincioși. Altoirea se face prin păstrarea credinței adevărate. Și ei ce vor să facă? Ca să păstrează această altoire, păstrează un minimalism dogmatic, crezând toți într-un Iisus, crezând toți într-un Dumnezeu care le-a creat pe toate și spune că e de ajuns să ne unim cu toți într-o iubire și într-o unitate. Nu există aceea unitate în Duhul Sfânt, ci o unitate demonică în diversitate. Nu este acela o iubire adevărată, pentru că dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Este o iubire, un umanism, o fățărnicie care sacrifică iubirea cea adevărată de Dumnezeu. Iar în credință și în unitatea cea adevărată, în vița cea adevărată, nu se poate rămâne decât prin mărturisirea de credință. De aceea, la sinodul acela tâlhăresc din Creta, despre care tot am amintit, de poate unii s-au săturat, dar noi tot trebuie să ne facem datoria, acel sinod tâlhăresc din Creta
n-a făcut altceva decât să mute limitele bisericii după mintea lor și a dogmelor și a învățăturii despre biserică și la celelalte denominațiuni creștine și să spună că și ei sunt mlădiți în viță chiar dacă au adevărul trunchiat. Nu, iubiți credincioși, ci a fost un sinod tâlhăresc care a lovit la temelia bisericii. Dar Biserica lui Hristos nu va cădea niciodată, ci vor cădea din ea mlădițe uscate care vor fi aruncate și singure se vor separa. Un alt pericol despre care amintesc este acela a sta în Biserica Ortodoxă, dar a nu gusta din pomul viței. Adică a te ocupa de lucrările exterioare, de legat vița, de înfipt șpalierul, de întins sârma, de formalism, de morală, de toate celelalte, de tipicul bisericesc, de slujbe și toate celelalte, și când a venit vremea împărtășirii cu Sfintele și Preacuratele Taine, când acest rod, Hristos, de pe Sfânta Cruce, Hristos care s-a răstignit, a înviat, a înălțat și îl avem pe Sfânta Masă, când îl avem, trebuie să ne împărtășim într-un mod fals, iubiți credincioși, într-o smerenie greșită, spunem că nu suntem vrednici, pentru că am primit niște informații greșite, din momente greșite, de la învățători greșiți, și creștinul nu se împărtășește pentru că se îngrojește, crezând că o ia spre o zândă. Iubiți credincioși, doar fariseii și-au luat comunia cu Hristos spre o zândă. Doar cei vicleni, dar păcătoși și oamenii neputincioși, care au greșeli și care au păcate, au fost iertați, dezlegați, binecuvântați și chemați. Și Iuda a fost chemat la cina cea de taină, iubiți credincioși. Și atunci, o altă greșeală de a nu te afla ca o mlădiță în viță, așa cum se cuvine, este să stai la Sfânta Biserică, în Sfânta Liturghie și să nu te împărtășești. Dacă nu te împărtășești, nu ești altuit în Hristos. Hristos nu este în inima ta. Nu mai curge sevă, nu mai curge viața, nu mai curge lumina, nu mai curge puterea și devii o mlădiță, chiar dacă stă altuită în biserică, chiar dacă n-a căzut, ea rămâne acolo, dar e uscată, pentru că în ea nu este viață. De aceea, mare greșeală a arhiereii, preoții, duhovnici, teologii, care au introdus în biserică această nebunie, această sperietură, ca să nu se împărtășească creștinii la liturghie duminica. Aceștia sunt urmașii și fiii duhovnicești a unor părinți, între ghilimele, care au trăit pe perioada comunismului. Și ei au făcut ascultare. De cine? De apostați, iubiți credincioși, și de atei. De apostații pe verticală, care erau arhierei și clericii, care de frica comunismului și a presiunii au oprit poporul de la Hristos, și de frica celor de pe orizontală, care atei fiind, necredincioși fiind, având putere politică, au dat legi și porunci și au pus presiune peste duhovnici ca nu cumva să vină poporul la biserică să se împărtășească prea des, pentru că știa dracul că de acolo este puterea și cade toată șandramaua lui Roșie. De aceea, iubiți credincioși, în lumea aceasta, în vremea aceasta, în momentele acestea, când fiecare om este presat la aceeași lucrare, de a rămâne în conexiune, de a rămâne în legătură, de a păstra cuvântul, de a păstra regulă, de a păstra ordinea. Presiunea este aceeași, dar Hristos nu pune presiune. El invită, El cheamă, El conștientizează. Dacă rămâneți în mine, veți avea putere și veți avea viață în voi. Dar în opoziție cu Biserica lui Hristos, unde este esența, este libertatea și iubire, iată că dracul, în decursul timpului, a creat sisteme. Sisteme, împărății, organizații, partide și așa mai departe, iar acum creează un sistem global, planetar, prin mondialismul lui demonic, prin care, iubiți credincioși, sunt toate aspectele ființei umane, plecând la cele vitale, la cele emoționale, raționale, economice, financiare, duhovnicești, pentru că ecumenismul este partea de vârf, să zic așa, acestui globalism în care omul este prins de mâini, de picioare, de toate ale lui și se înconvoaie și Duhul prin blestematul ecumenism. Și atunci se insistă. Rămâi în sistem. Dacă nu rămâi în sistem,
vei muri. Vei fi ca o mlădiță uscată care a ieșit din vița anumită sistem. Deci sistemul se dă pe sine că ar fi vița și fiecare dintre voi să fiți mlădițele. Aceeași structură o copie și o deviază. Copie biserica, dracul, dar vrea să se facă pe sine centru. Nu vei rezista dacă nu rămâi noi. Leapă-te de Hristos, fă compromis cu Hristos, fă-o așa cu biserica și cu poruncile ei, numai rămâi cu noi în sistem și ascultă de săvârșit. Pentru că noi te vom controla perfect. Dacă cumva ai greșit, te vom tăia. Și mai sunt alții care vor veni în locul tău și-a băgat frica că nu vei trăi decât dacă ești în sistem. Nu vei avea viață decât dacă ești în sistem. Nu vei ști ce este pe lumea asta decât dacă ești în sistem. Dar sistemul, vezi că din cer, este o pseudo-biserică. Sistemul vrea să dea o imagine greșită și o pseudo-imagine despre lume și viață și despre om. Sistemul acesta demonic și drăcesc vrea să introducă nu pe Duhul Sfânt prin adevăr de la Tatăl. Nu de la Tatăl care procede pe Duhul Sfânt și îl trimite în lume prin Fiul, deci pe Dumnezeu. Sistemul care are în spate pe Antichrist, care vrea să dea pe sine Tatăl, a creat sistemul ca o biserică și adevărul este de fapt noua ordine, ăsta este adevărul globală, mondială, Evanghelia lor și dincolo de sistem, în spatele lucrurilor, într-un mod subtil, nu este Duhul Sfânt, nu este unda lui Dumnezeu care hrănește, înalță și luminează, ci este o vibrație și o frecvență demonică, satanică, care se bazează pe ce? Pe frică, pe teroare, pe tulburare și pe nesiguranță. Uitați-vă la începutul pericopei evanghelică de astăzi. Zisa Domnul către ucenicii săi, stați liniștiți, nu vă tulburați, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Dacă veți rămâne în mine, eu vă rămâne în voi și în felul acesta rămâneți în Dumnezeu. Ce vreți mai mult să fiți în Dumnezeu? Sistemul lui Dumnezeu spune așa, frică, nesiguranță, izolare, distanțare, botniță, boală, moarte, război. Nu știi ce va fi pentru ziua de mâine. Dacă nu te încadrezi, mori. Și tu și ai tăi. Și atunci omul, zis pe dincioși, trăiește de pe azi pe mâine de groaza de a nu fi exclus din sistem, de unde primește o bucată de pâine, pentru că depinde total de sistem. Dacă noi depindem total de mila lui Dumnezeu care se revarsă față de noi, prin energiile Lui necreate și create, dacă depindem ca și creaturi de bunătatea și de iubirea lui Dumnezeu, iată că sistemul i-a făcut total dependenți pe oameni. Apa de la sistem, energie electrică de la sistem, hrana de la sistem, toate de la sistem. Nu mai ai nevoie să faci nimic decât la sistem. Sistem care a modificat tot genetic după mintea demonică a unora, până când vor să ajungă să facă opusul. Dacă Hristos, prin împărtășanie, acționează până în străfundurile ființei omului, la nivelul sufletesc, la nivelul Duhului și la nivelul ADN-ului, dacă Hristos prin Sfânta Împărtășanie tronează și împărățește peste toată ființa umană, hrănește, încălzește, curăță și luminează, vindecă și înalță în împărăția cerurilor, aceștia vor să pătrundă prin știința lor demonică, biscuitincioși, la cele mai adânci aspecte ale ființei umane și dacă Hristos, Adam cel nou, vrea să ne facă pe noi, oameni noi, pentru împărăția cerurilor, Dumnezei după har, Hristos după har, iată că aceștia, biscuitincioși, prin vibrațiile lor, prin știința lor orientată greșit, prin filozofia lor orientată demonic, prin groaza care o transmit ei în ființa umană, prin toate aceste activități și lucrări care ei le fac la nivelul ființei umane, vor să scoată un om nou, modificat tot genetic, dependent total de la un buton de ei și să creeze o lume drăgească. Ce ne rămâne nouă, iubiți credincioși? Un singur lucru. Să scoatem frica din noi sub orice aspect. Dacă ochii tău te smintește, tai-o. Dacă mâna te smintește, tai-o. Dacă orice te smintește, tai-o. Rudă, prieten, frate, soră, mai mare sau mai mic, ce te scoate din legătura cu Dumnezeu și cu tine și din starea de echilibru și de pace și îți introduce frică și tulburare, tai-o. Cu orice vreți. Și atunci trebuie să stai în viața ta, în casa ta,
într-o ale tale îndemnitate, cu riscul de a se întâmpla orice, dar să nu-L pierzi pe Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, dacă în inima ta te-ai eliberat și ai biruit frica, începi să găsești soluții. Prima soluție este să vii la biserică în fiecare duminică când se mai poate veni. Vii la biserică, aici ești în Biserica lui Hristos, nu într-un sistem demonic. Aici vii la vița cea adevărată, nu la o conexiune demonică. Aici vii în legătură cu iubirea, cu lumina, cu Dumnezeu și nu cu ura, cu frica și cu Satan. Aici vii pentru înviere și înălțare, nu pentru pogorâri la iad și închisoare în temnița demonică. Vii, te pui la picioarele Dumnezeu ca un fiu ispitor, ceri iertare din toată inima și Dumnezeu are milă de tine și te desleagă prin preoții săi și te împărtășește prin binecuvântarea care vine de sus cu Sfintele și prea curatele taine și atunci ai înviat. Apoi depinde de tine dacă vrei să mai înalți, dacă vrei să te înalți. Pentru că trebuie să alegi să te înalți, trebuie să alegi ca să vii cu Dumnezeu să te ridici deasupra Pământului și să te lupți. De aceea, iubiți credincioși, Domnul spune așa, umblați în lumină cât lumina este cu voi. Veniți la biserică cât mai puteți veni la biserică. Intrați în liturghie cât liturghia mai este valabilă. Împărtășiți-vă cât pe Sfânta Masă mai sunt Sfintele Taine. Mulți se uită la aceste cuvinte dintre clerici, se uită la aceste cuvinte așa, rânjind în colțul gurii. Să rânjească până nu mai pot. Dar să se uite că în cel mai scurt timp, un an, doi, trei, zece, cât o fi, e scurt timpul, se vor vedea toate acestea în bisericile lor și vor fi presați să intre, să semneze pentru ecumenism, pentru unirea tuturor confesiunilor, pentru un potir comun, pentru lepădarea de Hristos și pentru o biserică globalistă, pentru o biserică într-un Consiliu Mondial al Bisericii. Și atunci vor vedea că vor fi presați să apostazieze. Ce au făcut cu timpul acesta? Când trebuia predicat? Când trebuia deslegat poporul? Când trebuia chemat poporul în masă? Când trebuia împărtășit poporul în fiecare liturghie ca să prindă putere, să se altoiască ca mlădițe în vise? Ce au făcut și ce facem noi toți? Oricât am facem este puțin. Iubiți credincioși, la tăvălugul care vine peste noi și va veni. Dar și clerul și poporul este vinovat. Pe de o parte, că noi nu predicăm și nu catehizăm și nu invităm și nu dezlegăm și nu ne desfacem noi, clericii, de toate legăturile și de toate moștenirile comuniste care le avem de a împărtăși poporul de 4 ori pe an și pe de altă parte indolența și nesimțirea poporului, neștiința și prostia poporului, iubirea de confort și de sine și individualismul poporului. Ați stat fără a putea merge la Paști și ați comentat, vai că nu putem veni la înviere. Acum puteți. Lunile acestea. Nu vine unul duminica la înviere sau la înălțare. Și dacă veniți, veniți 100, 200, 300, este puțin. Pe lângă miile de oameni care trebuie să veniți ca niște mlădițe să vă altoiți în viță și să curgă sângele lui Hristos prin creștini. Sunt prigoniți, iubiți credincioși, creștini. Ba prin China, ba prin altă parte. Și noi nu ne rugăm pentru ei, pentru că nu avem conștiința bisericii. Nu avem conștiința universală a mesajului bisericii. Sunt omorâți pe capete pentru că își fac Sfânta Cruce sau o icoană. Pe noi ne interesează să avem un pic de confort pentru a doua zi și ne frământăm cu lucruri de doi bani, neavând înțelegerea. Mor pe parte, mor pe altă parte. Și atunci, unde sunt predicile? Conștientizarea patriarhilor, teologilor, preoților, mai marilor, care ar trebui să spună poporului un singur cuvânt. Oameni buni, trăim vremuri. Nu exagerăm și nici nu vrem să vă fricoșăm. Dar trăim vremuri. Ar trebui să vă treziți și să vedeți ce se întâmplă pe fața Pământului. Ar trebui să vă puneți întrebarea dacă veți fi aruncați în foc sau nu. Ar trebui să le dați toate pe una, pentru că nimic nu va mai rămâne piatră pe piatră în balamucul acestei luni. Ar trebui să vă conștientizați copiii să citească un cuvânt din Noul Testament, un psalm, cum a spus, să vină la împărtășit. Pentru că voi îi înnebuniți cu informații la nivel rațional, să facă tot soiul
de cursuri, de școli, de nivele din ce în ce mai înalte și vor ajunge ceva într-o lume care se va prăpădi cu totul. Neînțelegând că toată esența este unirea cu Hristos și pregătirea pentru viața veșnică. Preotul vorbește cam unilateral. Preotul vorbește numai pe segmentul lui bisericesc. Preotul vorbește de parcă toți ar trebui să lăsăm toate, să nu ne mai ocupăm de ale noastre, să venim toți la biserică, că Dumnezeu ne dă să mâncăm din biserică. Da, de aici a biserică. Pentru că dacă nu s-ar mai face liturghie, n-ați mai avea ce pune pe masă. De aici se dă de mâncare. Dacă nu s-ar mai face liturghie, n-ați mai avea ce respira, că aerul se primește prin liturghie și jertfa lui Hristos. Dacă nu s-ar mai face liturghie, n-ați mai putea mișca nimic. Pentru că ar fi puzderie de dragi care ar năpusti peste toți și v-ați sufoca de atâția șerpi, scorpii, căpetenii și balau care sunt deja pe fața pământului și luptă în plan nevăzut, iar conducătorii biserici fac politică bisericească în loc să spună clar poporului că suntem într-un război nevăzut cumplit, care se manifestă și îl vedeți în planul fizic. Astea sunt doar niște efecte ale unui război nevăzut. De aceea, poporul să nu rămână neîmpărtășit în fiecare zi. Poporul să înțeleagă mesajul și să năpustească în biserici ca să se trezească și clerul. Poporul să-și ceară dreptul. Suntem niște mlădițe, vrem să rămânem în viță, facem tot ce depinde de noi prin rugăciune și pocăință, dar când m-ai chemat la Sfântul Potir, altoiește-mă în fiecare liturghie prin împărtășanie ca să primesc seva, harul și puterea prin Hristos Euharistic. Faceți toți un pas înainte și veniți în coloană la Sfântul Potir, pentru că n-are ce să-ți mai facă preotul. Dacă vreți să faceți revoluții, dacă vreți să faceți mișcări, nu faceți mișcări de stradă. Faceți mișcări în biserică. 100-200 de oameni să vină, părinte, n-avem nimic pe conștiință, ne-am spovedit, avem păcatele noastre și noi ca și tine, să ne ierte Dumnezeu, dar n-avem păcate de moarte, vrem să ne împărtășești, să ne dezlegi, să ne binecuvintezi pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru familia noastră, pentru casa noastră, pentru neamul nostru. Mișcări nu de stradă. Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragul de să vă apropiați. Voi faceți un pas în față și atât. Nu! Trebuie să vă mișcați până la Sfântul Potir ca să veniți să vă împărtășiți și să stea preot o oră, două, trei să împărtășească. Iubiți credincioși, e singura lucrare. Dacă n-ați înțeles-o, când va veni focul și va arde blădița și o va arunca în foc, să nu spune nimeni că l-a știut. Amin.